Un cutremur de 5,7 pe Richter a cauzat moartea cel puțin 20 de oameni și a rănit alți 200. Tragedia a avut loc într-un district din sudul Pakistanului. Printre cei care și-au pierdut viața se numără și o femeie și 6 copii, iar autoritățile estimează că bilanțul final va fi unul mult mai mare. Seismul a avut loc la aproximativ 700 de kilometri sud-vest de capitala Islamabad și s-a produs la o adâncime de 20 de kilometri. În urma cutremurului, cei răniți au fost transportați de urgență la spital. Rudele acestora s-au grăbit și ele la spital pentru a afla detalii despre starea de sănătate a celor dragi. Cei cu răni mai grave au fost transportați cu ajutorul elicopterelor la spitalul din capitală. Am 200 se mare जो 15 डेड बॉडीज है वो हमारे साथ रिपोर्ट हुई हैं वो जो सीवियर इंजर्ड थे कुछ को तो हमने बाय रोड एम्बुलेंस और कुछ प्राइवेट व्हीकल जो है हेलीकॉप्टर हम लोग जो है ट्रांसपोर्ट कर Inițial estimat la 5,9, iar apoi revizuit la 5,7, cutremurul a provocat alunecări de teren din cauza cărora peste 100 de case au fost distruse. Organizația Mondială a Sănătății a luat o decizie istorică. A aprobat vaccinul antimalarie pentru copiii din Africa. Malaria este una dintre cele mai vechi și periculoase boli infecțioase cu care omenirea se confruntă și ucide anual aproximativ 500.000 de persoane. Potrivit experților, în cadrul testelor clinice, serul a avut o eficacitate de aproximativ 50% împotriva malariei. Un studiu realizat anul trecut a arătat că dacă vaccinul ar fi implementat, acesta ar putea preveni 5,4 milioane de cazuri și 23.000 de decese la copii mai mici de 5 ani.